Prima chirie sau prima de relocare este un program prin care se dorește reducerea numărului de șomeri prin reangajarea acestora pe piața muncii. Este vorba despre o subvenție pe care o oferă statul pentru o perioadă de maximum 3 ani. Șomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de kilometri față de localitatea de domiciliu sau reședință și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliu sau stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate, pot primi cel mult 900 de lei pe lună pentru o perioadă de cel mult 36 de luni. Pentru a primi acești bani trebuie depuse o serie de documente la AJFM Olt împreună cu dovezi lunare privind plata chiriei și a facturilor de utilități. Acest sprijin financiar, denumit primă de relocare, este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie și utilități în noul domiciliu sau noua reședință și nu poate depăși 900 de lei pe lună. Prima este neimpozabilă, se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj. La nivelul județului Olt, în 2021, 6 persoane au beneficiat de acest sprijin financiar, iar de la începutul anului și până în prezent, același număr de persoane a primit prima de relocare. Subvenția de la stat se acordă la cerere și nu poate fi cumulată cu prima de activare, prima de încadrare sau prima de instalare.